Mulțumim, Cosmin, maestru de ceremonii, domn profesor, școala Unison, Bacău, cea mai bună școală. Bună ziua, dragi cetățeni, și bine ați venit la prima ediție a Festivalului de Tradiții și Folclor Sohodol Măgura. Mulțumim organizatorilor, o să-i dăm citire, dar pentru prima dată, așa cum știe tradiția, vreau să invităm preotul satului să ne spună câteva vorbe de început, după care o să deschidem oficial cu domnul primar. Vă mulțumim pentru că ați ajuns la noi și sunteți prezenți aici cu toți alături. Părinte, ai cuvântul. Vă rog să aplaudați. La microfon, părinte. Bună ziua, bine ne-am întâlnit sănătoși. Și înainte de toate să mulțumim Bunului Dumnezeu că am avut șansa aceasta frumoasă să fim cu toți împreună, să ne bucurăm în aceste zile de sărbătoare, în aceste zile în care se face cel mai frumos dar din câte s-au făcut vreodată. În ziua de Crăciun, Dumnezeu face un dar oamenilor. Ne-l dă în dar pe Mântuitorul Hristos, ne-l dă în dar pe Fiul Său, ne dă în dar iertarea. Și dacă suntem astăzi împreună aici, nimic nu-i întâmplător. Pentru că a fi împreună nu înseamnă nimic altceva decât a împlini legea și voia lui Dumnezeu. Nu înseamnă nimic a fi altceva decât oameni. Oamenii întotdeauna au fost împreună, oamenii s-au bucurat împreună, oamenii au suferit împreună. Oamenii care sunt împreună întotdeauna pot trece mai ușor peste orice. Și dacă este vorba de un necaz, necazul se împarte la mai mulți oameni cât sunt împreună. Dacă este vorba de o bucurie, bucuria se înmulțește de atâtea ori de câți oameni sunt împreună. Și dacă suntem împreună, am să-l rog și pe domnul primar să fie împreună cu noi. Da. Pentru că așa trebuie, așa este frumos, așa este firesc să ne bucurăm cu toții și să fim întotdeauna atenți unul la celălalt, atenți unul la celălalt. Să fim întotdeauna cu inima încărcată de bucurie. Și tot mai vreau să spun ceva, că trebuie să fim atenți și unul la celălalt. Ca să fie totul în bună rândeală. Domnul primar, vă mulțumim frumos. Ne-ați făcut o surpriză deosebită. Și acum mă gândeam că ar fi bine să se împământenească obiceiul acesta. Ca în fiecare an, a doua, a treia zi de Crăciun, sau în duminica de după Crăciun, dacă este mai lejer ca de Crăciun în timpul săptămânii, în duminica de după Crăciun, sau într-una din zilele Crăciunului, să ne întâlnim mereu așa. Le spuneam și astăzi în biserică, oamenilor, este un început. Poate nu vor fi toate în perfect stare, dar condiția ca ceva să se împlinească, să se împlinească bine este să înceapă. Astăzi a început. Să dea Dumnezeu să fie mulți ani. Și domnul primar, vă mulțumim. Vă împărțim sănătoși cu ea. Și acum să nu vă speriați de atâtea palme când vă dau iubiții noștri. Da. Vă rog. Da. Sunt emoționat, vă mărturisesc din stat că nu sunt obișnuit așa cu prezentările
cu atâta lume. Da? Toate au un început și reușim, ne străduim. Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit la prima ediție a sărbătorii tradiții populare aici la noi acasă, în comuna Măgura, sat Sohodol. Ne-am străduit să organizăm acest spectacol cu gândul că se va ridica la înălțimea așteptărilor dumneavoastră. Nu întâmplător am ales această locație, în satul Sohodol. Pentru că, după părerea mea, aici sunt rădăcinile tradițiilor noastre populare strămoșești din comuna Măgura. Cred că nu-i familie din comuna Măgura care să nu aibă măcar un membru de aici din Sohodol. Original de aici din Sohodol. Cu rădăcinile acestui Sohodol, cum bine spune părintele. Chiar și mama mea iese de aici din Sohodol. Și așa cum a spus și prezentatorul nostru Răzvan Ciorcilă, avem invitați de seamă astăzi, în onoarea și în cinstea dumneavoastră, pe Maria Tătaru, pe Irina Sabău, pe Florin Blaj, care ne vor desfăta cu cântece și cu urături și vom avea și elevii în școlii Emil Brăiescu care se vor prezenta cu colinde. De asemenea, vor veni și urători din sat cu plugul, cu capra, cu jianu și sperăm ca lucrurile să se desfășoare în bune condiții și să reușim așa cum ne-am propus. Îmi cer scuze, am emoții. Îți firești. De ce am ales această locație? Tot aici, în Sohodol, este și păstrătorul și mesagerul acestor tradiții populare, Răzvan Ciorcilă. Băiatul pe care îl vedeți aici, care an de an s-a străduit și a și reușit să păstreze vie această flacără a tradițiilor noastre strămoșești. Am ales această locație și pentru faptul că an de an au coborât la vale din satul Sohodol cele mai grele pluguri cu câte 40 de pognitori la bici. Toți din Sohodol de aici. Păcat că nu mai trăiește nenea Ion Botezatu, pentru că ne-ar fi prezentat atât de frumos astăzi irodul. Dragii mei, aș vrea să vă mai spun un singur lucru. Cred că avem obligația să păstrăm aceste tradiții și să le iubim. Pentru că ele sunt unice în felul lor aici la noi. Pentru că dacă le-am pierde, ne-am pierde identitatea și am rămâne cu sufletul sărăcit. Dar știți cum e vorba lungă, sărăcia omului, nu vreau să vă mai țin. Și vreau să vă rog să rămâneți aici cu toții, să nu plecați, să încingeți hora. Pentru că la ora 4 vă invităm și la pomana porcului, alături de un pahar de vin fiert și o țuică fiertă. Distracție plăcută, vă rog. Vă mulțumesc. Îmi cer scuze, am fost emoționat. Îi mulțumim lui Răzvan pentru faptul că a fost an de an alături de noi cu tradițiile și colindele populare la noi la Măgurați. Vreau încă o dată să-i aplaudăm pe părintele paroh Lucaș Vasile și domnul primar Costra Șordache pentru cuvintele frumoase care le-au adresat cetățenilor și invitaților noștri de seamă. Vreau în continuare să rămână, părinte, nici n-am colindat și încă am primit prima ciocolată care să o împart cu copilașii de aici. Vă mulțumesc, boda proste, părinte. Sărmâna, vă mulțumesc. Eu zic că a fi timpul să o cam împartă și cu o domnișoară. Am să țin seamă de învățătură, părinte, pentru că tot timpul dau ascultare, așa cum trebuie să facem și toți. Vreau să trecem direct la program, pentru că avem copii foarte bine pregătiți, foarte au așteptat acest moment foarte mult și de aceea
o să dau citire desfășurătorului. La inițiativa Comunei Măgura și a Consiliului Local, domnului primar Costra Șordache, s-a organizat acest spectacol intitulat Tradiții și obiceiuri de Crăciun, ediția 1, 2016. Programul artistic este organizat și realizat de domnul Cosmin Flenchea, președintele Asociației Culturale Unison Bacău. Vă rog frumos să-l aplaudați, un maestru de ceremonie adevărat, și recomand școala lui pentru a duce tradiția mai departe, Unison Bacău, una dintre cele mai bune școli din țară. După care avem invitați de seamă Maria Tătaru, Irina Sabău, Florin Blaj, Claudiu Benchea și Vasile Chiriac. În deschiderea programului, între ora 13 și 14, avem datini și obiceiuri. Vom începe colinde tradiționale cu copiii de la școala numărul 1, școala numărul 2 Măgura, după care vom încheia cu un tradițional plugușor, așa cum știm din vechi, din moș-strămoș, și cu copiii noștri bine pregătiți, cu dansuri, împreună cu profesorul aici. Vă rugăm să aplaudați încă o dată și mulțumim că au răspuns pozitiv invitații noastre. Și nu în ultimul rând vreau să mulțumesc partenerilor noștri media, exclusiv TV. Invit în scenă pe copiii de la școala numărul 1, la școala numărul 2, și rog pe cumătru, maestru de ceremonii, muzica, să pregătească un colind, deschide ușa creștinei. Hai, încurajați, aplaudați că sunt mici și emotivi. Albe flori, să
mulțumim, aplaudați-i că merită din plin, foarte frumos. Invit și elevii de la școala numărul 1. Sunt pe scenă deja. Așa, urmează câteva colinde tradiționale. Haideți, dragii mei, curaj! Așa că mă retrag undeva să putem vorbi. Haideți, încă o dată să-i aplaudăm că sunt emotivi și eu eram la fel.
Le mulțumim frumos, merită din plin aplauze. Eu sunt foarte emoționat de aceste colinde. În continuare, o să-l invit pe Mihăiță Prihoancă cu steaua. Steaua sus-răsare, ca o taină mare, steaua strălucește și lumii vestește, și lumii vestește, că astăzi curata, prea nevinovata, Fecioara Maria naște pe Mesia, naște pe Mesia. Magii cum zăriră, steaua și porniră, mergând după rază, pe Hristos îl vază, pe Hristos îl vază. Și dacă porniră, îndată-l găsiră, la dânsul intrară și se închinară, și se închinară. Cu daruri gătite, lui Hristos menite, luni fiecare, bucurie mare, bucurie mare. Care bucurie și la voi să fie, de la tinerețe până la bătrânețe, până la bătrânețe, la înălțe. Mulțumim frumos, o să rog cei care au pregătit mere și nuci pentru copii să-i servească, pentru că la noi așa se obișnuiește în comună. Înainte de toate, după ce ne-au colindat copiii, le oferim mere, colaci, nuci și bineînțeles încă o dată aplauze, pentru că mai presus de toate, copiii merită toată încurajarea și tot respectul pentru ceea ce au pregătit. Pentru că toate aceste tradiții și obiceiuri au o succesiune din moș strămoș, o să, după steauă, avem pregătit un plugușor, școala numărul 2, doi copii minunați, care au pregătit un plugușor micuț, așa cum se merge pe 31, în ajunul anului nou. Haideți, dragii mei, aici aproape de microfon. Și arăți dealuri și voi și sunați din Zurgălăi. Că noi nu urăm pe bani, că nu suntem chiar sărmani, suntem neam de gospodari, străne poți de aluște bani, toți frumoși și toți bunici, că nitragi ne-ai duși, puișori din Moldoveni, toți plugari din Măgureni, piste dealuri, piste băi, ia mai mânați, mai flăcăi și sunați din Zurgălăi și pomniți din bice, băi! Să faceți crucea sfântă, că Dumnezeu vă ajută, cu a lui binecuvântarii, noi arăm la cei cari. Și arăm de acum un an, din Magura până în Crihan, semănăm cu rugăciunii, că Domnul mila și-o puni. Și-o răsări rod bogat, din sus binecuvântat, peste dealuri, peste vă, ia mai mânați, mai flăcăi! Toate lumii strecătoare, și necaz și supărare, doar pământul stă ziditul și Dumnezeu ne-a dormit-o. Pentru aia stai într-un gând, să-L rugăm pe Domnul Sfânt, să ne dei bunătate, să ne dei sănătate, mai bună decât toate. Liniște și pași în țară și până bună la vară. Opriți plugul mai flăcăi și sunați în Zurgălăi. Anul și la mulți ani! Foarte frumos, emoționat, un plugușor deosebit, pregătit la școală de domnii profesori, împreună cu elevii. Acum, bineînțeles, după ce primim plugușorul la amiază, mai pe seară, așa, pe la ora 4-5, când ziua se îngână cu noaptea, vine și căprița tradițională, făcută aici ca la Măgura, cu multicoloră. În alte părți, pe Valea Săului, se poartă cu leghicer, la noi mai colorată, mai veselă, suntem mai aproape de municipiu. Și invităm pe cei care au pregătit căprița cu toată energia lor și în aplauzele dumneavoastră, din nou elevii școlii numărul 1 și 2.
Căpriță frumoasă și veselă care tocmai a plecat și au rămas copilași și minunați pe scenă. Iar acum o să vă întreb pe dumneavoastră, că sunteți așa în număr mare, după căpriță, seara pe tuneric, ce obicei străbun mai avem? Cine vine la poartă? Mai tare că nu se aude? Plugușorul! Plugușorul! Și ursul, într-adevăr, dar mai puțin pe la noi, că suntem cam departe de Comănești, de Valea Săului, de Moinești. De aceea rog băieții plugari să pregătească bicele, să întindă pe brazdă, pe hotarul fără hat, aici în Soodol, și să începem la, cu ajutorul maestrului Cosmin, să ne dea drumul la muzicuța de la plug. Foi și că foi trifoi de primul spături și văi sau bicele flăcăi. Aho, aho și bună seara. Gospodar din toată țara. Gospodar și gospodine. Și voi tinere copile, dați-vă pe la fereastră și ascultați urarea noastră. Dați-vă pe la perdele și ascultați vorbele mele. Dați-vă pe lângă mine să vă spun ceva de bine. Că de bine, că de rău, sosit și anul nou. Anul nou cu bucurie, într-un mulți ani să ne fie. Zurgălăi și clopoței, întoarși-ți brazda, măi, flăcăi! Cumuram așa deodată la fereastra înghețată, am zărit doi ochi de fată, mari căprui și plin de foc, de-a rămas trăsnit pe loc. Limba mi se împleticea, glasul mi se bâlbâia, ca un ceas de tinichea. Aoleu, ce aș fi vrut, ochii fetei să-i sărut. Dar când mă uitam mai bine, ce să văd sărman de mine? Nu-i nici fată, nici nevastă, stătea mâța la fereastră. Stătea mâța, se uita cum mă îndrăgosteam de ea. Florișele, zurgălăi și încă brazdă, băi, flăcăi! Am mutat microfonul. De la mine a treia casă, mi-am găsit și o nevastă. Prea frumoasă nu era, 70 de ani avea. Când am băgat-o în ogradă, voi au început să ragă. Câinele din legătoare se zbătea, ziceai că moare. Și-am avut și
și trei purcei și-au murit de fica ei. Și-am avut și cinci găi și-au zburat pe la vecini. La urechii clăpăței și în cobraz nu mai flăcăi. Plugul nostru cel mai mare, acest plug cu patru boi, adus tocmai din Zăvoi, de pe timpul lui Traian, când lupta cu Decebal. Și s-a sculat Maian, bădica Traian, s-a încălecat pe un cal învățat, cu numele de graur, cu șaua de aur, cu frâu de mătase cât vița de groase. Și în scări s-a ridicat, peste câmpuri s-a uitat, ca să aleagă un loc curat, de arat și semănat. Grâu de toamnă, grâu de vară, de domnul să răsară. Și s-a apucat într-o joi, cu 12 boi, boi, bourei și în coadă cu dălbei. Ia mai mânați plugul, măi flăcăi! Moșulică, moș bătrân, du-te-n beci de adăvin, vin din cel american, ce băuie acum un an. Să mă bată peste gură cu un pahar de băutură și o tigaie de friptură și o bucată de cârnați cam de aici până la Galați și o bucată de slănină cam de aici până la fântână. Florișelii clăpăței și în cobraz nu mai flăcăi. De orat aș mai ora, că mai știm câte ceva, dar ne teamă cu-n sera și ne va prinde noaptea. Rămâi gazdă sănătoasă, cu pâine și sare în casă, și la anul de-o-n veni, sănătoși ne-om regăsi. Hopuri, hopuri, hopurele, la mulți ani cu viorele. Hopuri, hopuri, hopurate, la mulți ani cu sănătate. Și la anul de-o-n veni, sănătoși ne-o regăsi. Florișelii Zurgălai au prins boi, măi flăcăi! La anul și la mulți ani, vă mulțumim și mulțumim aplauze plugarilor că au tras de zori, de plug și de bice, ca boii să tragă, să avem recoltă bogată, grânele câmpului să fie din ce în ce mai frumoase și mai bogate, spiritele rele să fugă și să plece de aici din Măgura și să avem parte de prosperitate și numai de lucruri bune. Iar comuna noastră să dea Dumnezeu în frunte cu domnul primar și Consiliul Local și toți cei prezenți aici, să avem cât mai multe realizări și să ne bucurăm de astfel de momente tradiționale, obiceiuri și de ce nu și la vară să avem un hram al comunei. Vă mulțumim, aplauze încă o dată copiilor care au pregătit momente deosebite. Nu înainte de a-i ruga să cânte și Sorcova. Da, da, cum să nu?
Superi pentru că l-ați colindat atât de frumos. Așa este, Aditia. Am mulți ani, fiți sănătoși, veniți și la anul. Mulțumim încă o dată, aplauze, mere, nucile și colăcii mai spre sfârșit, că încă nu au ieșit din cuptor, sunt încă la făcut. Așa? Mai avem în program o fată deosebit de talentată din comuna noastră. Unii poate o știți, unii nu o știți, o să o cunoașteți acum. Îmbrăcate în straie populare moldovenești, din cap până în picioare. Și numele este Denisa Farcaș din Măgura. În aplauzele dumneavoastră o invităm pe scenă. Denisa, te rugăm să te prezinți, să te cunoaștem cu toții. Bună ziua și bine v-am găsit! Vă urez și eu sărbători fericite alături de cei dragi, cu pace și bucurie în suflet. Și vă invit la o horă frumoasă! Joacă mândrima ta pe, unde la strie crăsune.
așa ca la măgura, că e joc frumos și derivalos. Jucați-te așa ca la măgura, că e joc frumos și derivalos. Hei, hei, trupăriți, rătăi, băi, nu ieși mai mult, dar și mai ne ieși și bătii și ochiiși, că sunt de aici. Trupăriți, rătăi, băi, nu ieși mai mult, dar și mai ne ieși și bătii și ochiiși, că sunt de aici. Am venit și eu să joc și de por. Trop, trop, vai, nimeni unde să mă bag. Jocul după miniușul ăsta-l drag. Mă bag babilii și scot vorbilii, îs mititea să joc cu babia. Mă bag babilii și scot vorbilii, îs mititea să joc cu babia. Cum spune Petrea cântă muzica, jocul îndrăjit e nou armonit. Cum spune Petrea cântă muzica, jocul îndrăjit e nou armonit. Haideți să o aplaudăm încă o dată pe Denisa Farcaș, care va fi, cred că, deschizătoare de porți aici la Măgura, la o viitoare colaborare cu un ansamblu folcloric, pe care inițiem în 2017 să-l facem împreună cu domnul primar și Consiliul Local. În continuare avem un program special de dansuri tradițional folclorice, realizat de elevii școlii numărul 1 Emil Brăiescu, împreună cu domnii profesori. Dacă avem maestru și... Știți ce vă rog? Din motive de organizare, scena este puțin cam mică. Vă rugăm dacă puteți să vă retrageți puțin, puțin mai în spate, să avem loc pentru ora celor... Da. Invităm copiii aici în față. Avem aici mai multe cântecele, școala numărul 1 și școala numărul 2. Așa este când avem mai mulți copii cu un program diversificat, nu este nicio problemă. Imediat o să rectificăm problema de sunet. Copiii sunt pregătiți. Haideți încă o dată să-i încurajăm cu aplauze. Thank you.
s-o gătit și la coasă am pornit. Foarte frumos, foarte bine pregătit. Și acum avem un invitat special, Claudiu Benchea, elev al Colegiului George Apostu și Club de Muzică Unison Bacău. Cosmin, în aplauzele dumneavoastră. Să încep cu începutul. Vă salut, bine v-am găsit. Vreau să felicit pe domnul primar, pe domnul Cosmin. Deci trebuie să menținem în continuare aceste date, în aceste obiceiuri, pentru că din ce în ce mai mult și foarte des se pierde. Încep să se pierde și e foarte bine ce se organizează. Și pentru că tot acum a trecut Crăciunul acum o zi, adică ieri, încă suntem în plină în sărbători de Crăciun, prima dată vreau să vă colind și eu, scânt un colind. Cântă cerul și pământul sus și jos.
Mulțumesc mult! E, și acum să auziți poveste că am colindat, dar trebuie să dăm drumul un pic la veselie, că prea ați înghețat. Și vreau să zic așa o poveste, un moș odată ce-a făcut și ce-a fost el la viața lui. Frunzuliță de picoastă, i-auzi ea, am să joc o corochească, i-auzi ea, cum juca și tataneu, i-auzi ea, iarbă lângă părău, i-auzi ea, rămânea fără talpă, uite așa, e mașuga, lilea de iar așa, și cum bătea la șuvă, te uite așa, difășa pământul, hopul ia așa. Hai cu tățirii pe jur, păi ca la prășit piogor, păi să dăm drumul jocului, fii valea săului. Să-l jucăm cu mic, cu mare, uite așa, că îi zic din sărbătoare, ia așa. Mășioane și-ar după și uite așa, ca să-l vadă flăgăia și iar așa. Muzicanți îți zic mai tare, uite așa, mășionarii scapare, ia așa. Ăia cala-au zărit nipoții și moșul fuga în dosul porții. Păi moșul vrea să fugă acasă, păi țața Sofronia nu-l lasă. Hai Ioane, vină ca și mai joacă, hai Ioane! La miaza mare, ia așa. Băi, tichiță pe sub car, băi, nu sta loc ca parungar. Băi, intră joc și tu văleacă, băi, să se stingă foc în vatră. Ei, de-a mâia rărit pe joc, băi, ca la prășit pe ogor. Băi, să dăm drumul jocului, băi, pe valea săului. Acum vreau să cânt o piesă care cred că are de trei ori vârsta care o am eu, foarte veche și foarte frumoasă, spun eu. Cine are curajul poate să cingă sărbă aici, în mijloc. Să nu mai cade, măi, măi.
O parte v-ați deschetat, dar cea mai mare parte nu. Facem încălzirea pe rând, mai întâi așa un pic la voce ca și mine, după aia și fizic. Vreau să văd dacă știți să strigați, să chiuiți așa.